material de aici? Ce puteți să ne spuneți? Ce ați aflat? Păi în urmă cu 3 luni am fost prezenți, nu era decât săpată o groapă pentru fundație. Am și participat, așa ca să zic, la debutul lucrării. Investiția progresează spectaculos. Este vorba de o investiție de 50 de milioane de euro, care este realizată de Iveco pentru a onora contractul de înzestrare al armatei cu camioane Iveco. Aici, practic, este o investiție de 50 de milioane, care creează 200 de locuri de muncă, care integrează o parte din operațiunile pentru producția camionului. Este vorba de operațiune pentru cabină, în principal, pentru realizarea cabinei. Face parte din, să spun, offset-ul pentru contractul ăsta, pe care beneficiar este Ministerul Apărării și este semnat împreună cu Iveco. Practic, obiectivul nostru, pe care l-am discutat de foarte multe ori cu domnul ministru al economiei, Virgil Popescu, cu domnul ministru Ciucă, este acela de a încerca să utilizăm fiecare contract de înzestrare ca o oportunitate pentru investiții în creșterea capacităților de producție, ca o oportunitate pentru transfer tehnologic, de asemenea o oportunitate inclusiv pentru realizarea de structuri de cercetare sau alte tipuri de activități economice care să creeze beneficii economice pentru dezvoltare. Chiar lucrarea avansează extrem de repede, au fost aproape toate operațiile au fost devansate și înțelegerea pe care am avut-o cu investitorii a fost să fie gata până la sfârșitul anului îmbrăcată clădirea, dar se pare că va fi gata pentru primele probe mai repede decât era programat. Dacă puteți să ne spuneți câte dintre piesele care vor fi folosite pentru aceste camioane vor fi făcute aici și câte vor fi aduse doar ansamblate? Să puteți să întrebuneți câte piese. Câte la sută dintre materialele făcute? În principal cabina, operațiunile care sunt legate de cabine. Șasiul este fabricat normal în altă parte. Sigur că în timp, pe măsură ce pot să apară alte oportunități, se poate prelua fabricația și pentru alte tipuri de repere, alte capacități industriale care până la urmă se ne aducă în situația să putem să construim din nou camion în România, așa cum construim pe vremuri la Roma, la Steagul Roșu, Brașov. Dar vă pot spune, domnul prim-ministru, că am discutat cu Automecanica Media și la Media se vor face în totalitate, cisternele se vor construi exact acolo. Deci s-a schimbat în proiect acest lucru și pot să le indigenizeze acolo, să le producă de la zero la Media. Forța de muncă va fi locală, domnule prim-ministru? Cu siguranță va fi angajată. I-am întrebat deja și angajat o parte din personal, în special personal șef de echipe, specialiști care practic asigură implementarea proiectului. Ei deja au fost supuși unui program de training și de asemenea vor fi angajați pentru celelalte activități. Vor fi angajați români? Români, în special. În ce proces? Și la pregătire în Italia. Toți vor fi, practic. Practic toți vor fi români. O concluzie de final, la finalul vizitei noastre de lucru în Dâmbovița, domnule prim-ministru, iată una benefică pentru dezvoltarea județului. Asta este obiectivul nostru, să planul nostru de dezvoltare are clar obiectivul de a dezvolta România, de a moderniza România, de a reindustrializa România, de a utiliza toate pârghile posibile pentru a susține investițiile, pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea cu adevărat capacități economice competitive care să ne permită, până la urmă, creșterea nivelului de viață pentru oameni. Dacă îmi permiteți o altă întrebare la zi, astăzi a venit un comunicat din partea președintelui, spunea că a stat de vorbă cu dumneavoastră despre numirea care a fost făcută la apele Mureș.
știm acel scandal care a ieșit cu managerul. Da, sigur, a fost o numire nepotrivită, de altfel am și dispus plecarea acelui om care a fost numit. Poziția președintelui și poziția mea este foarte clară în privința administrației. Noi ne dorim o administrație în care factorul politic să aibă o influență din ce în ce mai mică. Chiar punctul meu de vedere este că cine vrea să facă o carieră în funcția publică nu trebuie să aibă legătură cu politica. Toate funcțiile trebuie ocupate prin concurs și aici fac o paranteză. Noi, din păcate, n-am mai putut să organizăm niciun concurs pentru că în trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, majoritatea PSD din Parlament a blocat prin legea 55 toate concursurile de ocupare a funcțiilor publice, atât funcții publice de execuție, cât și funcții publice de conducere. Angajamentul nostru ferm este pentru o administrație bazată pe principiul competenței, meritocrației, bazată pe selectarea funcționarilor pe bază de concurs organizat în condiții transparente, în procedurile de organizare a concursului, evaluarea candidaturilor nu trebuie făcută numai de reprezentanți ai conducerii instituției, ci trebuie implicate în funcție de domeniu de activitate reprezentanții ai universităților, reprezentanții ai asociațiilor profesionale. De asemenea, obiectivul nostru este să depolitizăm Agenția Națională a Funcționarilor Publici și chiar să schimbăm subordonarea actuală, pentru că la ora actuală Agenția Națională a Funcționarilor Publici e subordonată guvernului și ar trebui că este o formă de organizare care să nu mai necesite subordonarea către guvern, ci să aibă autonomie, astfel încât să poată să implementeze toată legislația în domeniul funcției publice. Cu cât angajații instituțiilor sunt mai bine pregătiți, cu atât șansa ca performanța instituției să crească este mai mare. Vă mulțumim! Mare plăcere!